găsit din nou. Iată, în luna august se întâmplă ca anumite colonii să aibă anumite probleme. De exemplu, această colonie, acest roi format, cum ați văzut în filmele trecute, am improvizat niște nuclee și am dat mătcuțe. Acesta este unul dintre nucleuri care matca s-a împerecheat și o foarte bine. Singura problemă e, după ce m-am uitat pe rame, este că nu are un gram de păstură. Acel puiet e o cantitate foarte mare de puiet. Nu are nicio valoare dacă nu este hrănit corespunzător la această dată. Și atunci ce putem face? Ori intervenim cu o turtă proteică dacă nu avem păstură, sau dăm această ramă. Ia uitați, o ramă cu păstură. Asta o să-i o dau ei ca să aibă hrană proteică și albina să-și facă corpul gras. Iată ce frumos este. Are și un pic de mieră. Bun. Cam asta trebuie să țineți cont, să nu lipsească păstura din stup sau, în caz că vedeți că lipsește, să interveniți cu o turtă proteică. Nu mai vine până data viitoare.